Seara. Mă bucur că vă reîntâlnesc și astăzi o să discutăm o temă foarte interesantă, autovindecare, care este de fapt continuarea ultimei emisiuni pe care am făcut-o eu. Au fost foarte multe întrebări și multe aspecte încă în care nu am intrat în detaliu. Este o temă foarte vastă și în același timp, impactându-ne pe toți, e important să clarificăm toate aceste aspecte. O să discutăm și mai pe larg despre fizioterapia energetică împotriva durerilor articulare și de coloană. Emisiunea anterioară, care chiar vă recomand să o vedeți pe site-ul de socializare al emisiunii Știință, Transformare, Nutriție, unde puteți pune și întrebări invitaților noștri, cea mai interesantă întrebare căpătând și un premiu, o terapie sau un produs de la mine. Și în emisiunea anterioară am început să facem lucruri mai practice. A fost acel exercițiu cu sabia în care putea să vedeți puterea voastră interioară, cât o conștientizați și cât o aveți la voi. Dar astăzi o să facem și mai multe exerciții interesante, deci o să fie o ediție practică. O să discutăm și despre abordarea holistică în procesul terapeutic și în cel de autovindecare, pentru că o vindecare durată nu poate fi făcut fără a aborda un tot unitar, pe trup, minte, suflet, spirit. Și am mai și discutat și cu Nicoleta Trașcă într-o ediție anterioară despre acest lucru, poate vă ajută. Și vreau să vorbesc mai mult un pic despre perna cu hrișcă și masa de inversie, pentru care mulți mi-au pus întrebări, pentru că sunt niște instrumente ușor de avut acasă și pe care puteți să le folosiți efectiv. Perna ia durerea cervicală. Am testat-o cu mulți ani în urmă și de-abia acum am reușit să mai găsesc. Iar masa de inversie e un instrument acreditat medical care are mult mai mult rol, un rol mult mai amplu decât cel de alungire a coloanei, cum știm noi popular. Ajută și în ridicarea organelor, ajută și ca pe circulator să fim mult mai armonioși și mai echilibrați. Acest proces de autovindecare e important a fi înțeles în ansamblu. Este o călătorie, un drum. În șamanism și în procesul terapeutic, de multe ori se numește stare lichidă, liquid state, că tot am stat mult în străinătate și așa l-am abordat. Stare lichidă în care puteți să vedeți toată această transformare ca o bucată de gheață, un ghețar poate, care se topește. Își schimbă forma, starea. Iar apoi recristalizăm această apă care rezultă într-o altă formă, într-un nou eu, o nouă stare de bine a corpului. Și în decursul acestei stări lichide pot fi anumite procese, nu degeaba se numește stare lichidă, pot fi anumite procese în care apar manifestări atât pe fizic, dar și emoțional și mental. Adică poți să transpiri mai mult, poți să plângi efectiv, poți să apară la suprafață anumite emoții toxice care le-ai avut cândva și poate le-ai reprimat, nu le mai știai de mult. Anumite evenimente care au apărut pentru a fi purificate din subconștientul tău. Anumite preconcepte, gânduri, da, curățate pe mental. Deci e bine să fiți conștienți de această călătorie și când apar procesele, emoțiile,
rezultatele să le accepta, să le îmbrățișați tocmai pentru a trece mai ușor prin aceste etape un pic mai dificile, trebuie să recunoaștem la un moment dat. Există anumite stări în care apare chiar o criză de vindecare. Mi se întâmplă mai des un pic la programul de fizioterapie energetică pentru eliberarea durerilor articulare și de coloană. Nu des, adică 1 la 10, să spunem. Pe de o parte, e bine să fiți conștienți, pe de altă parte, să nu vă creați singuri simptomul. Acea criză de vindecare poate apărea în momentul în care sunt foarte multe toxine de eliberat și se eliberează un pic cam brusc. Se cere în procesul terapeutic, un proces terapeutic corect, se cere în ritmul potrivit, cu energia optimă persoanei respective. Dar câteodată pot fi ani și zeci de ani în care au fost reprimate multe, dar e un proces care durează foarte puțin, poate fi un ușor disconfort în corp, doare puțin, se eliberează, se elimină și partea bună este că apoi nu mai reapare și vindecă acel simptom inițial pentru care ați venit la terapie. De obicei, o zi, două, se poate face și o curățare la distanță energetică sau fizică prin bioenergoterapie, tocmai pentru a ajuta acele simptomuri să se elibereze mai ușor, cu un confort acceptabil. Chiar am avut un caz odată în care nici nu am început să lucrez cu doamna respectivă, avea probleme mari cu piciorul, mergea într-un baston. Am trimis-o la osteopat și în momentul în care osteopatul a aliniat coloana, probabil era un gol energetic sau cel puțin asta mi-a venit mie cu o entitate care a fost deranjată și nu mai durea piciorul, a mai stat și la aparate, nu mai durea piciorul, a uitat și de baston când a venit la ședința următoare. Problema era că o durea foarte mult în partea dreaptă și nu înțelegea de ce. Și numai prin curățarea energetică, atunci, eliminând acea entitate, a devenit mult mai confortabil tot ce era acolo. Deci, nu există, un proces terapeutic nu poate avea o garanție, pe de-o parte, adică cine vă spune că vindecă etc., minte din două puncte de vedere, pe de-o parte că nu vindecă el, ci doar canalizează energia, ci pe de altă parte nu poate garanta ceea ce știe Dumnezeu că trebuie făcut și ce e acel om pregătit să primească și să accepte și să lase, să vindece, să curețe în corpul lui. Dar, cu siguranță, ajută mult acest proces terapeutic în armonizare, atât cât e confortabil pentru omul respectiv în acel moment. Și deci, pe de-o parte, nu putem ști ce se întâmplă, doar lăsăm energia să curgă și pe Dumnezeu să lucreze cum știe că e mai bine. Și nu de puține ori sunt și la procesul de fizioterapie energetică, se ameliorează durerile articulare și de coloană, dar de multe ori apar și echilibrări energetice, lucrându-se la acest nivel în care se vindecă pe durată imprinturile energetice din corpul energetic și din toate celelalte corpuri pe care le avem. Suntem ca o păpușă rusească, da? Una în alta noi. Vindecarea apare atunci din aceste corpuri la nivel fizic, penetrează și impactează tot. Adică modul nostru de gândire e altul. Poate îmbunătățește relațiile, dormim mai bine, suntem mai armonioși, mai echilibrați în corpul nostru. De asta e ceva diferit de fizioterapia medicală. Ajută și fizioterapia medicală, dar știți cum vi se spune, la 6 luni veniți iarăși, pentru că e un lucru mai mult pe corpul fizic. Și nu, ne necurățându-se acele implanturi energetice, se reactivează afecțiunea. Același lucru se întâmplă când faceți o operație sau, nu știu, luați un medicament care lucrează doar pe fizic, efectiv, pentru că e nevoie. Câteodată asta e, am așteptat prea mult și n-am prevenit, e nevoie să și intervenim medical. Dar e important să înțelegeți că ar fi bine să se lucreze și energetic în același timp pentru a nu se manifesta din nou același dezechilibru în corpul fizic în viitor. Ce o să facem noi? O să lucrăm la mare, în mijlocul lui septembrie, dar la câteva luni avem tabere și la Bran, la Sarmizegetuza, în București.
Avem anumite weekenduri intensive în care lucrăm de vineri până duminică câte 25 de ore, dar ne mai luăm și timp pentru stat un pic la plajă, pentru făcut exerciții, meditații dimineața pe malul mării, pentru a ne armoniza, pentru a echilibra feminin-masculin, a crește imunitatea, a ne transforma, a îmbunătăți circulația și curățarea limfatică și multe alte aspecte de armonizare a corpului. Pentru că, de fapt, în momentul în care ești echilibrat energetic, corpul lucrează cum trebuie și își dă voie să se armonizeze, exact ca la Reiki. De asta pare poate un panaceu universal pentru unii, dar când ești în armonie, orice e posibil, da? Și ce o să facem în aceste weekenduri intensive? Primul weekend de pe 15 septembrie o să fie despre autovindecare, echilibrare, regenerarea corpului, iar al doilea weekend următorul despre cunoaștere de sine și a celorlalți prin descifrarea subconștientului. Ne rupem de cotidian, de obligații, de copii, de griji, tocmai pentru a fi capabili să ne întoarcem, reîntoarcem la noi, fără grijile din exterior, cotidiene, și a ne regăsi pe noi, a reaprinde acea sămânță divină interioară, putere interioară, și de autovindecare și de echilibrare. Pentru că e important să fim în armonie. În stres tot timpul se pune și autovindecarea și imunitatea jos și nu o să fim capabili niciodată să ne redresăm. Grupul care lucrăm e restrâns pentru că facem un salt cuantic lucrând personalizat. Punem cărămidă cu cărămidă tocmai pentru a trece hopul, să spunem. Și sunt de multe ori schimbări masive, pentru că se lucrează pe multiple planuri. Între cele două weekenduri există posibilitatea să participați la terapii pentru curățare energetică și pentru eliberarea durerilor articulare și de coloană, acel program de fizioterapie energetică. Adică cine are afecțiuni grave poate să ia un program prelungit de 7 sau de 10 zile. Și atunci are și seminarele intensive gratuite. Și cine vine doar cele 3 zile la seminarii beneficiază de un bonus de terapie de vreo 550 de lei. Ok, și cei care stau mai multe zile, putem să mai facem opțional diverse seminarii, cum ar fi cel de descoperire a puterilor ascunse și echilibrarea emisferelor creierului, prin a face lucruri care poate pentru unii par un pic mai absurde, dar într-o anumită stare a minții putem face orice și putem să ne recăpătăm încrederea că o putem face. De genul să vedem la distanță casa cuiva, să folosim pendulul și multe altele pentru a căpăta răspunsuri. Și o zi de tehnici de a atrage ce vă doriți la dumneavoastră, relații, bani, eliberarea blocajelor din viața ta o jumătate de zi, tehnici de protecție iar o jumătate de zi. Sau vindecarea trecutului și a liniilor înaintașilor. Vedem exact ce doresc participanții din acestea. Sunt opționale acestea. Din emisiunea anterioară, ideile principale pe scurt, dar vă rog să vedeți emisiunea pentru a înțelege mai mult, vorbeam despre mine, despre formarea realistă, și ceea ce mă face să testez pentru a crede diverse aparate, diverse experiențe până recomand. De exemplu, testare și eliberare stres, HARMAT, detoxifiere, alcalinizare corp, scos metale grele, deparazitare, vindecare și regenerare, deblocare meridiane și puncte dureroase, măsurat apa, vederea, radiațiile și îmbunătățit aceste lucruri prin diverse moduri, în funcție de apa voastră sau. Și măsurat efectul unui produs asupra corpurilor. Deci unele din aparatele puteți avea acasă, sunt chiar patru terapii în unul și convenabile pentru a echilibra pe toți din familie, din confortul casei. În autovindecare există miracole și v-am dat și exemple clare și v-am explicat că primul pas e de fapt și a crede și că se poate. Și există nu numai etapele autovindecării, sunt mai multe, trei. Conștientizăm pentru că avem nevoie de o schimbare și pentru a rezolva acel lucru.
Etapa a doua, credința că putem să ne vindecăm și a cere să ne autovindecăm, să cerem semne vizibile pe care să le vedem pe această cale către vindecare în drept divin și autovindecare tot în drept divin, adică cum știe energia universală că e mai bine, calea care e mai potrivită nouă, fiecăruia dintre noi. Și apoi a treia etapă, consecvența în urmarea căii și urmăririi semnelor pe care le-am cerut. Deci e important că se poate, totul e să credem că altfel suntem în acea poziție de victimă în triunghiul lipsei de putere, victimă, persecutor, salvator și acolo ne dăm puterea din mâini, așteptăm o soluție divină, un miracol divin să se rezolve lucrurile și din păcate, fără a cere și fără a ne deschide de a găsi calea, nu o să se întâmple. Dacă nu cerem, nu ni se încarcă niciodată liberul arbitru și atunci normal că nu o să se rezolve și așteptăm să murim ca să ne fie mai bine, cum am întâlnit în unele cazuri la cei care veneau la terapii. În emisiunea de astăzi vreau să punctez trei lucruri esențiale, esențiale în procesul autovindecării. 1. E important să înțelegem cauza, și să o rezolvăm, să ajungem la ea și să o rezolvăm, pentru că altfel problema reapare, da? Altfel totul este doar un pansament pe rană. A doua idee în care să intrăm pe larg o să fie faptul că vindecarea adevărată se face doar din energetic și doar holistic, pe toate planurile, spuneam, lucrând trup, minte, suflet, spirit, dar pe toate aspectele, atât curățare, cât și energizare, cât și hrănire, reglare. Și corpul e un miracol al naturii. El are puterea în interiorul lui și putem crede în el. Sunt milioane de celule care lucrează în sincron pentru noi, doar pentru noi. După cum știți, se regenerează aproape zilnic celulele stomacului, ale tractului intestinal la câteva zile. Ficatul se poate regenera, toate se pot regenera. Totul e să aibă ceea ce are nevoie, adică o respirație corectă cu un aer corect, hrană de calitate cu nutrienții, suplimentele de care are nevoie, luate fie pranic, fie fizic, da? Și armonie, echilibru pentru a da voie imunității și autovindecării să lucreze, că tot vorbeam că ele sunt esențiale, sunt cheia în acest proces de transformare și vindecare. Cauza, primul aspect. E important să înțelegem ce a declanșat problema și aceasta o facem fie în evaluarea energetică, fie prin biorezonanță, unde avem sute de analize pe care le punem împreună pentru a înțelege puzzle-ul, da, de unde a pornit. De asemenea, poate fi făcută până și prin alte aspecte, cum e Theta Healing, cu care am vorbit cu Adriana Păunescu. Pentru a schimba acele convingeri mentale sau poate emoțional, poate fi curățarea energetică în care știm cauza sau nu știm efectiv, poate nu vine neapărat la curățare, care e evenimentul care a declanșat, dar e important să fie curățat. Poate fi o cauză poate din viața anterioară, în regresie, de exemplu, putem vedea. De exemplu, am avut un caz în care durerea era pricinuită de o sabie aflată în corpul energetic, tocmai de la o viață anterioară, da? Sau putem vedea printr-o tehnică șamanică de recuperare a sufletului, care e cauza, ni se arată evenimentul respectiv și atunci luăm anumite instrumente care să ne ducă spre vindecare și să ne recuperăm acea părticică din suflet pierdută în traumă. De exemplu, era o doamnă care era foarte timidă și această călătorie se poate face fie împreună, fie doar cel care folosește tehnica. Și am văzut-o când era o fetiță mică la grădiniță și avea o rochie foarte interesantă cu o fustiță ca petalele unui ghiocel. Și s-a încurcat când a spus poezia și s-a speriat. Când i-am povestit de acea rochiță, că nu degeaba a apărut, ea și-a adus aminte că într-adevăr a avut o rochiță și cu greu și-a adus aminte de acea țărbare de la grădiniță în care s-a încurcat și în care
care îi determinase întreaga ei viață în a fi blocată, în a se exprima, în a spune celorlalți ce e în sufletul ei. Deci sunt diverse tehnici. Important e să lucrați și vedeți ce se arată că e potrivit vouă și important e să eliberați. Până și în Reiki apar de multe ori la tălpi, apar vieți anterioare sau copilul interior sau lucruri care gestionează ceea ce e pregătit să elibereze în momentul respectiv, da? Sau doar curge energia prin Reiki, prin bio sau bioenergoterapie și curăță. Și e de ajuns până la urmă, asta e important. Chiar fără a ști ce curăță. Dar e important să curețe acel implant de la energetic. Altfel, cum spuneam, poate penetra iarăși toate corpurile și să ajungă în fizic și să se manifeste iarăși cu o durere sau în alt mod și să ne deranjeze iarăși. Nu ignorați semnul, simptomul. De exemplu, o durere de cap nu apare degeaba. O senzație de frig, orice, vrea să ne spună ceva. Și nu vă grăbiți repede la o pastilă pentru a tăia doar conexiunile neuronale și a pune un plasture pe rană, da? Și mergeți și întrebați-vă. Asta ar fi primul pas. Ce vrea să-mi spună corpul meu cu acea durere de cap? Poate în ultimul timp n-am dormit cât e nevoie. Poate m-am, nu știu, am tras de mine prea mult, am depus prea multă energie într-o direcție care poate nu e chiar așa benefică mie. Poate am lucrat prea mult la servici. Poate, da? Fiecare are, știe răspunsul pentru el, da? Poate nevoie de un concediu doar, da? Dar faceți ce simțiți că e pentru voi potrivit, pentru a vindeca cauza și a nu face acea durere să reapară, să reapară constant, să aveți migrene și să ajungă să manifeste și în alte lucruri mai grave, poate în zona respectivă. Pentru că, după cum am mai vorbit și emisiunea anterioară, toate aceste lucruri care se repetă constant fac ca energia să se blocheze, să se solidifice, să spunem, în acele câmpuri energetice și meridiane principale și secundare. Și atunci, normal că apare ca un dop care face un blocaj. Poate fi ca o clepsidră în care circulă energia mult mai greu pentru că pe aici e energie întunecată care a rămas stagnată. De aceea se spune, de exemplu, că o chakră e blocată. Nu e blocată în totalitate, că am plecat dincolo. Există în șamanism un exercițiu în care efectiv vezi starea în care deșurubești chakrele și vezi starea de a pleca dincolo cum este, da? Nu e acea stare, este doar că circulă energia mai firav și nu-ți folosești toată puterea ta interioară pentru a te regenera și a îndeplini ceea ce ai de făcut în viața asta, în scopul vieții tale, da? Și atunci, momentul în care conștientizați cât mai repede acel dop, că se formează, îl puteți elibera prin diverse metode. De exemplu, la toate seminarele, terapiile, vă dau instrumentele să curățați. De exemplu, explozie de foc divin în zona respectivă. Dar asta merge la un anumit nivel, când e destul de proaspătă, să spunem, disconfortul, sau după ce deja a început să se pună în mișcare acel blocaj și lucrurile lucrează deja în procesul terapeutic. De ce? Pentru că acel simptom, o presiune, o durere, ce înseamnă? Că acel dop a început să miște și de asta face și pe fizic manifestări. Încearcă să se elimine sau să se spargă, da? În momentul în care acel dop e creat de foarte mult timp, normal avem nevoie de o vibrație mai înaltă din exterior să ne ajute să facem schimbarea. Important e să vedeți cu cine rezonați, cum rezonați, pentru că în momentul în care vă lăsați subconștientul deschis la lucruri care apar din exterior, la ce vi se spune din exterior, se pot impregna ușor multe lucruri. Și de aceea e important să lucrați cu cineva cu intenții care simțiți voi că e benefic vouă și are intenții ok. Deci nu ignorați cauza, da? Conștientizați-o, lucrați cu ea, întrebați ce vă vrea să vă spună și apoi
mergeți la cauză și eliberați-o. Al doilea punct era că vindecarea adevărată se face doar din energetic. Altfel, afecțiunea recidivează în fizic, pentru că această sămânță a dezechilibrului e încă acolo. De aceea spuneam că de obicei la fizioterapia medicală trebuie să mergi la 6 luni înapoi. Și tocmai de aceea am creat în ultimii 3 ani am tot adăugat pentru a face cât mai eficient un program de fizioterapie energetică, care lucrează la acest nivel de echilibrare energetică, dar fizic se văd foarte bine ameliorări chiar de la prima ședință pentru durerile articulare și de coloană, care afectează pe mulți din populația actuală. Acel program de care am vorbit anterior de eliberare emoțională în emisiunea anterioară, cu tăieri de legături, iertări, energizări pentru încărcarea golurilor și protecție pentru a nu ne pierde ușor energia și a nu ne încărca de la energii mai întunecate care vin din exterior. Acel program lucra foarte rapid, adică într-o ședință de 3 ore, de multe ori se văd schimbări fizice, efectiv. Se simte cum aura se reajustează printr-o stare un pic chiar de dezorientare, câteodată pe termen scurt, câteva ore. Dar la programul de fizioterapie energetică, pentru că de obicei ajung oameni care au afecțiuni de ani și ani și zeci de ani, e nevoie de multe ori de 3, 5, 10 ședințe pentru ca acel implant la nivel energetic să curețe. Rezultatele ameliorări se văd de la prima ședință, dar pentru a se curăța cu adevărat e bine să avem 10 ședințe sau chiar să vă luați aparatele acasă, faceți dumneavoastră. Vi le pot programa să lucreze pentru dumneavoastră și cei din familie așa cum e mai benefic, cu energia optimă. În cazuri grave se pot vedea ameliorări pe fizii mai dificil. De exemplu, am avut cazuri cu chisturi pe coloană, de-abia în a șaptea ședință au cedat durerile. Dar de obicei, între 1 și 3 ședințe, de obicei durerile se duc. E important de asemenea eliminată cauza, că tot vorbeam de cauză. Pentru durerile articulare e important să înțelegem. Nu ne simțim sprijinit în viață, am corpul acid, am pesticide, radiații, metale grele, acid uric poate în corp. Sau doar o supra-solicitare, stau poate prea mult la birou, am o poziție greșită. Deci de multe ori văd o combinație între aceste cauze și e foarte important să le eliminăm, să căpătăm anumite instrumente cu care le putem echilibra și de obicei dau 3 lucruri importante cu care să înceapă și alte câteva ulterior când se simt confortabil cu primele 3, să înceapă să le facă și pe acelea, pentru că e important să lucrăm în toate aspectele ființei. Dacă stilul nostru de viață nu se schimbă pe termen lung, o să reapară problema. De exemplu, cu aciditatea în corp, e un mecanism foarte fin pe care ar trebui să-l știm toți. În momentul în care corpul nostru e acid, prea acid sau prea alcalin, apropo, că nu e bine niciuna din extremități nu este bună. Când suntem prea acizi sau prea alcalini, corpul nostru e tot timpul într-un proces de luptă de supraviețuire. Noi murim dacă pH-ul nostru nu e fix, la 7,36 parcă. 0,01 peste sau sub e tragic pentru corp. Și atunci corpul cum se echilibrează? Ia din oase și articulații calciu, magneziu, fosfor, potasiu, alți nutrienți de care are nevoie pentru a se regenera în această parte a acidității și supraviețui. Dar în timp apar acele oase poroase, apropo, asta e cauza principală a osteoporozei, da? Și acele probleme de articulații pentru că lichidul sinovial se micșorează, cartilagiul iarăși se subțiază. Dar atâta timp cât corpul tău e acid, poți să faci orice ai face, oricâte operații, poți să faci fizioterapie medicală regulat la 6 luni, cum se recomandă. Problema nu o să se rezolve pe termen lung, pentru că tot timpul acele articulații sunt supra-solicitate și oasele dau tot ce au ele mai bun în altă direcție, nu pentru a se regenera. Și de ce? Pentru că
Nu avem grijă de noi și nu ne ascultăm pe noi. Și aceasta, în timp, declanșează în corp o reacție în lanț, în care se apar mult mai multe afecțiuni în corp. După cum știți, în medicina chinezească, organele sunt legate între ele. Există un ciclu al lor de creare, de regenerare, dar și de distrugere. Și încep să cadă în lanț și nici nu știm de ce. De la o cauză menținută pe termen lung. Și de aceea e important orice simțim în corpul nostru că nu e bine. Vorbeam într-o emisiune anterioară cu un medic dentist chiar despre cauzele emoționale ale dinților și un gol care există de la o măsea scoasă, nereparată, face reacții în lanț în întreg corpul nostru și în toată dantura și în tot corpul. Deci e important să înțelegem că corpul e un tot unitar, e un mecanism uimitor. Miliarde de celule, spuneam, care lucrează în sincron, un miracol al naturii. Dar în momentul în care aceste rotițe încep să scârție, să nu mai fie sincronizate cum trebuie între ele, corpul are niște mecanisme de regenerare, dar în limita în care poate și în limita în care are ce-i trebuie pentru a se regenera și pe termen cât de cât scurt. Și stresul cotidian are o problemă deasă importantă care e în toate afecțiunile, cât și ca și hrana, care generează mare parte din afecțiunile existente. Pentru că avem stresul pune, spuneam, imunitatea și autovindecarea jos, hrana nu ne dă ce simțim, știm că avem nevoie pentru a ne regenera și a vindeca. Da? Tocmai de aceea, eu după ce facem evaluarea inițială, care e primul pas în programul de fizioterapie energetică, dar și când e nevoie pentru a vedea starea corpului și ce e de făcut pentru a rămâne în armonie sau a nu a activa anumite dezechilibre în viitor. Deci după prima evaluare aveți gratuit încă o evaluare, un pic mai pe scurt, dar important e să comparăm cele două evaluări, să vedem ce a mers din ceea ce ați făcut, ce s-a echilibrat pe termen lung, ce mai trebuie echilibrat, ce să continuați să faceți, ce să introduceți nou să faceți în stilul vostru de viață și în același timp, de ce nu, dacă au apărut noi dezarmonii. E foarte important să stă prevenția și, din păcate, în România chiar mă doare că acest lucru nu se face. E important să realizăm că fără a da măcar energetic și ca timp puțină energie în această direcție, pe termen lung o să apară dezarmonie. Ar trebui chiar și să avem un buget zilnic, personal sau al familiei, pentru menținere. E mult, mult mai ieftin să dăm 50 lei poate pe zi pentru sănătate, decât să ajungem să investim sume imense la un moment dat. Și poate chiar să nu mai fim în stare să ne recăpătăm sănătatea așa cum am vrea atunci. A treia idee era cu să avem grijă să dăm corpului ce are nevoie. Apă, cum trebuie, am mai discutat și o să mai discutăm și pe larg, cum trebuie să fie o apă de calitate, aer, nutrienți, imunitate, autovindecare pornită. Există un sindrom de luptă și fugi, pe care o să-l dezactivăm în această tabără de autovindecare. E recunoscut și în șamanism, dar și în multe alte terapii în care, efectiv, datorită vieții haotice care o avem, stresului cotidian, corpul nostru simte că e tot timpul la vânătoare. Omul primitiv ce făcea? Se ducea la vânătoare, era în alertă să nu-l atace leul, vâna animalul și apoi se întorcea acasă și lăsa acel mecanism de apărare, de luptă și fugi, de alertă, de a fi mereu atent la ce se întâmplă în jur, lăsa în urmă. Și se focusa doar pe ce era important pentru el, da? Acum ce am făcut? Datorită stresului, tot timpul simțim că ne atacă ursul din pădure, da? Și atunci, tragic este că întreg corpul e contractat, aura e contractată, autovindecarea, imunitatea și ele jos, pentru că prioritatea este să fugim de acel urs care vrea să ne atace și să supraviețuim,
Nu mai contează că luăm o boală peste câteva zile, săptămâni, nu pentru că imunitatea noastră e jos, da? Și e bine să fim conștienți și de acest mecanism fiind foarte important pentru echilibrare. Și e o tehnică destul de simplă, chiar foarte simplă de echilibrare și de eliminarea acestui mecanism de luptă și fugi, de a fi tot timpul în alertă, da? Dar trebuie făcut din când în când. Așa cum ar trebui făcut și acel proces de eliberare emoțională, care e baza vindecării și pe care o să-l cuprindem și pe el normal în tabără, pentru că fără a tăia legăturile, a ne detașa de acele fire toxice cu persoanele sau evenimente sau locuri la care ne tot gândim și am făcut acea autostradă imensă prin care dăm, primim și bune și rele și de multe ori ajungând la emoții toxice, normal că se întorc ca bumerangul împotriva noastră, da? Din păcate. Fără a elimina acele autostrăzi, e greu să putem să ne recentrăm singuri. Tăiem conexiunile, reconectăm când e vorba de cineva apropiat cu care vrem să avem conectarea, dar conectarea o să fie mult mai mică, mult mai ușor de gestionat, și iar pe noul fir dăm iertare, acceptare, recunoștință, cele mai înalte energii din univers, tocmai pentru a ne vindeca pe noi, a vindeca firul, relația, iar dacă cealaltă persoană e deschisă, de multe ori apar schimbări și la el, adică atitudinea lui față de noi se schimbă, dacă e pregătit, da? Dar ideea e că noi lucrăm cu noi, noi ne vindecăm. Nu avem voie să ne băgăm în liberul arbitru a altei persoane, pentru că ea poate nu e pregătită de vindecare. Poate mai are lucruri de rezolvat, concepte de eliberat, lucruri, evenimente din trecut de curățat, da? Și numai când face acele lucruri, e pregătită să treacă la treapta următoare. Altfel ne încărcăm cu karma lui, dacă nu e pregătit, și de multe ori ne-o luăm numai noi și o ia și el într-un alt mod mai grav pentru a rezolva acel lucru care trebuie cu adevărat rezolvat. De aceea noi lucrăm cu noi, cu energia iubirii pe care o transmitem, cere lui Dumnezeu să-i arate calea spre vindecare, să-l ajute, îi cere să îl deschidă atât cât lasă, cât e în drept divin, cel mai bine folosit mereu sintagma în drept divin, cum știe că e mai bine, și lucrurile lăsați-le să curgă așa cum e mai benefic persoanei respective. Voi faceți din partea voastră ce puteți. Vă vindecați pe voi și cu siguranță vindecându-vă pe voi, echilibrându-vă, eliberând stresul din interiorul vostru, căpătând acele tehnici cu care puteți menține acele lucruri mereu în corpul vostru ori de câte ori aveți nevoie, vă expandați aura, vă creșteți vibrația, frecvența vibrațională se numește. Tot ziceam că ăsta e firul emisiunii în toate aspectele de știință, transformare, nutriție. Și atunci, având aura expandată, oricum impactați pe cei din jur, la fel cât lasă ei portița deschisă să primească acea energie, și o să aveți surpriza când ei își găsesc calea lor sau vă întreabă cum să facă lucrurile. Deci o să aibă un click la un moment dat. Și chiar o să fiți uimiți de schimbări. O văd și la mama mea, de exemplu, și la tatăl meu. Fiecare are ritmul lui, trebuie să acceptăm. De la negare, respingere, în momentul în care lucrurile ajung la nivelul lor, când au o vibrație care poate duce o altă vibrație mai înaltă, lucrurile se întâmplă. Pentru că, apropo, o să facem o emisiune odată și despre relațiile cu cei dragi. Suntem pe vibrație, vrem sau nu vrem, cu tot ce vrem, tot ce e în jurul nostru. Până și masa noastră, dar și în special cei persoanele cu care interacționăm zi de zi. Și cei dragi, acolo e cuiul pe pelea, pentru că i-am atras în viața noastră tocmai pentru a ne crește, a ne ridica pe vibrație, a apăsa acele întrerupătoare, a înțepa acolo unde ne doare mai mult pentru a vindeca, da? Și ei au vibrația lor. Trebuie să acceptăm că au vibrația lor, dar în momentul în care discrepanța între aceste două vibrații e prea mare, nu o să poată exista nici comunicare, nici înțelegere. În momentul în care celălalt, care e un pic cu vibrația mai jos, se ridică sau îl trage cel de sus pentru că cel de jos acceptă,
și distanța se micșorează, atunci o să se îmbunătățească comunicarea și o să se facă schimbările. Acum nu trebuie să o luăm de sus, eu sunt sus și tu ești jos, vai ce superior sunt eu, vai ce inferior ești tu. Nu e așa. Fiecare are trăirile lui din viața asta, din viața anterioare, fiecare am fost la diverse niveluri, în diverse moduri, fiți doar cu compasiunea și doar fiți, trăiți momentul și trăiți bucuria, lecția care vă dă ceea ce se întâmplă în acea relație. Lăsați lucrurile să curgă de la sine, da? Ok, spuneam că acea energie universală curăță și eliberează ce e nevoie. Poate fi somn mai bun, poate fi eliminarea constipației, am văzut-o. Poate fi până și vindecarea osteoporozei, care am văzut-o la mama ta, mama mea, deși medicii zic că nu se poate. Și când s-a dus la analize, a zis, a, tratamentul nostru a dat roade. Și de 5 ani analizele erau total la fel și de vreo 2 ani nici nu mai lua nimic de acolo, că nu vedea că nu se simțea bine. Important e să credem, ziceam, și calea ni se arată și se pot întâmpla minuni. Când putem avea liniște în corp, putem să ne îngrășăm sau să slăbim fizic în funcție de ce avem nevoie, chiar în câteva zile încât cei din jos să se minuneze de ce și cum e posibil. Apropo, vă povesteam în emisiunea anterioară despre autovindecare. Dar ceea ce e esențial de reținut e că acest proces de autovindecare trebuie să cuprindă toate planurile ființei noastre. Ziceam și trup, și aici putem include mintea, și suflet, și spirit, pe toate planurile în același timp, în mai multiple aspecte, adică atât eliberare, deci curățare energetică, atât reglare, echilibrare, dar în același timp hrănire și sau energizare, da? Dar și o disciplină regulată în care chiar în fiecare zi, dacă se poate, 5 minute dacă nu avem mai mult, dar să facem aceste lucruri în toate aspectele ființei, să curățăm, dar să și hrănim, să echilibrăm ceea ce e nevoie. Și aici sunt multe aspecte pe care voiam să le discutăm și tocmai de aceea am vrut să facem a doua emisiune, a doua parte a acestei emisiuni. În primul rând, să înțelegem diferența între spirit și suflet. Nu știu cât dintre voi o știu. Spiritul e legătura cu Dumnezeu și lucrează cu legile universale. E supraconștientul, da? Sufletul lucrează cu energiile cunoașterii, deciziei. Este conștientul nostru în viața de zi cu zi. Și mai este și trupul, care e legătura cu sinele, care este subconștientul, da? Este important să înțelegem că fără a avea această trinitate, e mai dificil să ne păstrăm echilibru. Adică dacă ne rupem de Dumnezeu, de energia universală, să spunem, nu vorbesc acum de Dumnezeul bisericesc, da? E importantă o energie universală prin care suntem toți conectați. Dacă ne rupem acolo, dacă ne rupem de la Tatăl Ceresc, Mama Pământ, energiile masculine, energiile feminine, și rămânem doar cu vindecarea pe partea sufletului, pe partea trupului sau doar energetic, nu e o vindecare adevărată, da? Putem în acea disciplină regulată să facem lucruri de genul meditație, exerciții de curățare, centrare, armonizare. Putem merge într-un grup, cum e cel de creștere al frecvenței, de eliberare a blocajelor, să repetăm acele instrumente împreună cu un grup în care câștigăm din sinergie. După cum știți, singuri acasă de câteodată ne e mai dificil poate să lucrăm sau să ne păstrăm disciplina în a face lucrurile. Tocmai de asta am mai avut și meditații regulate online în ultimul timp. Tocmai a da instrumentul să vă alegeți cum mențineți acea disciplină, dar trebuie făcută. Tocmai acest lucru, de fapt, îl facem în a avea aceste instrumente, o gamă largă de instrumente din care să alegeți cu ce rezonați, pentru că fiecare e diferit, fiecare are calea lui de schimbare. Și în tabăra de autocunoaștere și în cea de autovindecare, săpăm în subconștient și eliberăm prin diverse metode atât
și ne cunoaștem pe noi mai bine atât cât lasă Universul să ne cunoaștem. De exemplu, în autocunoaștere aflăm scopul vieții, pentru că văd că e o problemă mare pentru mulți. Suntem un GPS fără direcție, nu știm pe ce criterii să luăm anumite decizii, cu ce e important în viața noastră și atunci ne întrebăm ce căutăm pe aici și nu ne simțim bine în pielea noastră și ne întrebăm de ce. E foarte important să cunoaștem scopul vieții. E foarte important să ne cunoaștem părțile pozitive, negative, aturile și cum să le folosim, cum să armonizăm părțile negative, părțile noastre întunecate, ori să le vindecăm, ori să le folosim controlat când avem noi nevoie spre binele nostru și al celor din jur. Greșeli frecvente care stau în calea vindecării. Nu suntem consecvenți în ceea ce facem, în a menține o disciplină măcar săptămânală, dacă nu la câteva zile. Vrem rezultate imediate. Câteodată apar, câteodată nu, dar de multe ori avem foarte mari așteptări și așteptările fac o presiune asupra noastră, dar și asupra Universului. Și ne întrebăm ce se întâmplă, de ce nu se așează lucrurile. În fine, poate nici nu e metoda noastră, dar dacă simțim să o folosim pe termen lung, e clar a noastră. Doar că nu ne dăm voie să primim maximul de la ea. Ne implicăm prea mult în viața celorlalți, de exemplu copiii în special, relația părinți-copii. Vrem să facem pentru ei totul, nu îi lăsăm să învețe lecțiile lor din greșelile lor. Și ne luăm, de fapt, în cârcă toate karma lor și apoi ne întrebăm de ce ne doare spatele. Pentru că partea asta din spate, ce înseamnă? Lucruri pe care, pe de-o parte, la noi le ignorăm, nu vrem să le vedem cu ochii fizici, dar și lucruri pe care cu care ne-am încărcat de la ceilalți. Da? O altă greșeală frecventă în calea vindecării, nu schimbăm paternurile și problemele revin. Nu ne asumăm responsabilitatea. Și aici includem condiționări mentale, contracte din viața asta sau evenimente din viața asta sau din vieți trecute. Există tehnici în care vezi efectiv contractul. De multe ori, în recuperarea sufletului, vezi contractul care l-ai făcut pentru a te proteja un pic în acel eveniment. Acel contract ți-a servit pe termen scurt, dar pe termen lung ca adult e ca o piatră de moară în spatele tău pe care tot trebuie să o cari și e mai dificil să mergi spre scopul vieții pe calea ta cu acea piatră. Pentru că e, de exemplu, să luăm... Te-ai speriat pentru că părintele tău a plecat pentru 5 minute. Ție ca și copil ți s-a părut o veșnicie, da? Și ai spus, nu se mai întoarce niciodată. Trebuie să mă descurc singur. Am avut o pacientă care în toate relațiile ei activa acest pattern, inconștient de fapt, la acel nivel. Și ce se întâmpla, îndepărta partenerii pentru că atunci dacă întârziau 5 minute la o întâlnire, credea că nu se mai întorc niciodată și nici ea nu înțelegea de ce făcea atâta gălăgie pentru nimic, de fapt. Dar lucrurile acestea vrem, nu vrem, ne guvernează, da? Și e bine să lucrăm atât la nivelul trupului, inclusiv mintea, focusul, la nivelul sufletului, curățarea energetică cu energia cosmică, la nivelul spiritului cauzal, să dezvoltăm voința infinită de a începe și a termina și conectarea cu divinitatea. Și putem lucra la nivelul trupului prin diverse instrumente, reiki, regresie, șamanism, acupunctură, reflexo, masaj, biorezonanță, etc. Sufletului, tăieri de legături, iertări, iubirea de sine și a celorlalți, la nivelul spiritului, conexiunea cu divinitatea și pe toate planurile existenței, fizic, eteric, emoțional, astral, cauzal, memoria acașă, budic, corpul de lumină, dar și atmic, voința lui Dumnezeu, să discutăm pe larg cândva despre aceste planuri. Să avem disciplină pentru a ne hrăni zilnic prin noi, dar și prin ceilalți. Din sinergie câștigăm într-un grup și creștem, ne ridicăm frecvența. Un hobby, ceva care îți expandează aura, energia, meditație, gândire pozitivă, protecție pentru a nu ne încărca mai mult, pentru a ne expanda aura și a fi mai bine în această lume.
Deci vă invit să participați atât la terapii, dar și la tabera de la mare și taberele, weekendurile intensive care le organizăm în toată țara, pentru a avea echilibru și armonie în corpul vostru și pentru a vă da mai mult în această viață, să scăpăm de acest pattern de a ne consuma banii, consuma sănătatea pentru a căpăta bani când suntem tineri și a ne consuma banii pentru a ne recupera sănătatea când suntem în vârstă, deși de multe ori nu mai putem așa bine, cum spunea Dalai Lama. Deci puneți-vă pe primul plan în viața voastră. Pe simonainta.com găsiți mai multe detalii și pe rețele de socializare cu numele meu. La revedere!